Au împărțit prezervative și pliante informative prin oraș. Sunt studenții de la medicină care vor să tragă încă un semnal de alarmă. Numărul de avorturi în România este foarte mare, iar numărul copiilor abandonați la fel. Tinerii le-au explicat trecătorilor câteva lucruri și despre virusul HIV. Studenții mediciniști au împărțit sâmbătă seara prezervative trecătorilor. Acțiunea face parte dintr-o campanie de promovare a sănătății sexuale și riscurile infectării cu HIV-SIDA. Trecătorii s-au arătat uimiți de acțiunea tinerilor. În România, în 2011, au fost depistate 405 cazuri noi de SIDA, dintre care 279 în rândul bărbaților și 126 la femei.